Cei mai tari dragoni sunt cei imperiali, așa mi-a zis mami. Smolder, micuțul dragon de foc. Pitulat printre stâncile ascuțite de la frontiera noxiană, sub supravegherea atentă a mamei sale, un tânăr dragon învață ce înseamnă să fie descendentul stirpei dragonilor imperiali din Camavor. Jucăuș și nerăbdător să se facă mare, Smolder de-abia așteaptă să găsească o scuză ca să-și exerseze abilitățile. Deși e încă un pui, nu-i de joacă cu abilitățile lui. Smolder poate incendia cu ușurință orice inflamabil. Cu mult înainte ca ținuturile care avea Vreau să devină cam avor să primească un nume, acolo trăiau dragonii. Când au apărut muritorii, au apărut și conflictele. Gâlceava s-a încheiat doar când primul rege din Camavor s-a plecat umil în fața conducătoarei dragonilor și a implorat-o să-și unească puterea cu cea armatelor lui pentru a clădi un imperiu. Astfel, dragonul care avea să fie cunoscut ca bunica viperă și conducătorul Camavorului au făcut legământul vol visper de Sinvein care le-a legat dinastiile timp de generații. Dragonii au rămas loial tronului și acelor case nobile care treceau încercările și se supuneau ritualilor sacre ale jurământului. La schimb, dragonii primeau hrană și ofrande, aurul, nestematele și obiectele prețioase pe care le-au strâns de-a lungul anilor le-au adus mult respect, iar cei cărora le-ar fi trecut prin să înșele dragonii se gândeau de două ori înainte să facă vreun necugetat, știind că averile le-ar fi fost transformate în metal topit și cenușă. La mult timp după ce bunica viperă a pășit în tărâmul legendelor, iar neamul ei s-a împuținat, tânărul rege Viego Santiarul Molac Volcala Heigari, a zis numerit aici, le-a cerut dragonilor imperial să-i însoțească alaiul în călătoria către insule binecuvântate. Dragonii nu și-au dat seama că Viego fusese cuprins de fiorul nebuniei și toate comorile din Runtera nu i a putut salva de soarta crudă adusă de cataclism. Puținii dragoni rămași în Camavor au fost martorii uitării și conflictelor aparent fără de sfârșit, trăind în palatul ruinat, în timp ce regatul lor odată măreț s-a prăbușit în jurul lor. Aveau să treacă secole întregi până la apariția unui nou dragon imperial. Pe măsură ce puiul de dragon a crescut, lipsa vânatului a făcut-o pe mama lui să meargă din ce în ce mai departe pentru a găsi de mâncare. Astfel, cuibul ei a rămas vulnerabil și a fost găsit de dresori inoxieni veniți de departe care l-au furat pe tânărul dragon și au pornit spre casă ca să-și primească recompensa. Dar la scurt timp, înainte să ajungă la destinație, mama dragon le-a găsit corabia și a distrus-o cu suflarea ei de foc. În haosul care a urmat, puiul a fost luat de ape și purtat pe o insulă de lângă Noxus. Speriat, singur și flămând, puiul a pus în aplicare lecțiile mamei lui pentru a vâna prada mică din acest loc neobișnuit. Iar în timpul unei astfel de vânători, a dat de un un pui de om numit Marinos sau Marinos. Băiatul avea să-i dea numele de Smolder, noul său prieten, iar pe măsură ce dragonul a învățat să vorbească pe limba lui, prietenia dintre cei doi a înflorit, dar a rămas secretă. Băiatul se temea că dacă altcineva l-ar fi descoperit pe Smolder, l-ar fi dus pe continent și l-ar fi vândut oricui de dea mai mult. Timpul a trecut, iar băiatul a devenit un bărbat cu responsabilități care rare ori îi permiteau să se joace cu Smolder. De aceea, pentru a se amuza, Smolder a decis să învețe să sufle foc la fel ca dragonii din poveștile lui Marinos. După multe încercări, în loc să nu te scântei așa cum făcuse de nenumărate ori înainte, a scos flăcări. Și cu pris de entuziasm pentru noile lui puteri, Smolder n-a văzut că focul se răspândise, cuprinzând întreaga pădure. Brusc s-a auzit un răget mai puternic decât cornurile de vânătoare, decât tunetul, decât orice, iar la orizont a apărut un dragon enorm. Atrasă de fumul care se ridica din pădure, mama lui Smolder a coborât din înalturi pentru a-și îmbrățișa copilul cu mare drag, de parcă nu s-ar fi despărțit niciodată. Smolder fu luat pe sus și purtat departe de flăcări și văzut pentru prima Oare lumea de sus, așa cum o vedeau dragonii. Smolder trăiește acum cu mama lui pe stâncile unde ea a vegheat atâta vreme căutându-l. În fiecare noapte mama sa îi povestește despre ei, îi explică ce înseamnă să fiu un dragon imperial și care sunt responsabilitățile sale și cum să-și dezvolte puterile născute. Iar într-o zi, când va fi gata, se va întoarce împreună în vechiul ținut al dragonilor imperial și vor inaugura o nouă epocă de aur pentru Camavor. Și așa, Smolder a devenit Smolder.